bees, blue, blue, blue bees, blue bees. Sunt cei mai buni amici, blue bees. Sub apă te așteaptă aventuri, în lumea cu șelis și un magic vulcan cu perle speciale. Blue bees, blue, blue bees. Puneți o dorință. Ciara, uite ce frumos! Ce e cu tine? Scuze, Nica, dar nu mai sunt capitanul echipei mele de fotbal. Dar privește partea bună a lucrurilor. Important este să lucrați ca o echipă. Peștișorii stele, așa e! Mulțumesc, Fifi, uitase! Îi vezi doar o dată pe an și au pudre magice. Punem corturile lângă vulcan pentru a-i vedea și ne punem o dorință. Punem corturi, o dorință, mă duc să-i anunț și pe ceilalți bloopies. Vreți niște prăjituri? Încă nu le-am pus nume. Sunt delicioase! Cred că le-aș putea numi stele căzătoare. Ador asta! Așa, nu mai trebuie să împart camera cu sora mea. Și nici eu! Bună! Eu sunt Mili. E Emily! Se antrenează de luni de zile pentru ziua cea mare la balet. Ziua cea mare! Ziua cea mare! Ziua cea mare? Ce-i asta? Nu știu, dar sună bine. Să-mi pregătesc cleștișorii. Sunt așa neatenți, nici nu vor observa că lipsește ceva. Mă voi aranja foarte frumos pentru peștișorii stele. Ziua cea mare! Dacă vedeți un peștișor stea care împrăștie pudră magică, vă puteți pune o dorință. O dorință? Ziua cea mare! Uite unul! Și altul acolo! Da, chiar acolo! Oh, da, chiar acolo! Unde? Eu nu văd niciunul! Dorința mea nu se va împlini! Ha? Asta e dorința mea! Acum nu mai scăpați! Bietul de el, oare ce-a pățit? Haideți să vedem dacă e bine! Da! Să mergem! Oh, se pare că e bolnav. Se stinge. Trebuie să-l ducem înapoi la familia lui pentru a străluci din da, nou. Da, da, asta e! Acela e? Zarpas? Trebuie să protejăm peștișorul. Mai multă pudră magică, mai multă! Astfel dorința mea se va împlini mereu. Oprește de acum, Zarpas! Vreau să am toată puterea Bloopies. Te învățăm noi, Zarpas. Dar ce se întâmplă? Puterile noastre nu merg. Acum el le are. Și dacă el are puterile noastre, Zarpas devine invincibil. Eu sunt șeful oceanului. Nu pentru mult. Asta e. Pudra împlinește dorințele. Trebuie să luăm borcanul. Ce idee bună. Să mergem după el. Stați! Nu-l putem lăsa așa. Acum e momentul tău, capitane. Ce vrei să facem? Vom vindeca peștișorul. Ne împărțim în două echipe. Chelis, distrageți atenția lui Zarpas și noi vom lua borcanul. Să mergem după el. Haide, Chelis vine în ajutor. Nu te teme, te salvăm noi. Ține asta! Lovitură imposibilă! Borcanul! E momentul nostru! Repede! Are nevoie de puterile lui magice! Ciara, pune-ți dorința! Nu mai vreau să fiu capitan! Vreau ca peștișorul stea să se vindece! Și eu la fel! Ți-au revenit puterile! Și peștișorul stea înoată iar! Dar uite, familia lui pleacă! Putem să-l ajutăm toți! Luna, scutul protector! Sally și Nica, puneți peștișorul jos! Max, împinge ușor cu jetul de apă! Am reușit! Dorința ni s-a împlinit datorită lui Nica! Ni s-a împlinit tuturor! Ce echipă bună! Ești capitanul meu acvatic preferat! Trebuie să plecăm. Stați! Trebuie să veniți la ziua mea cea mare. Să vedeți cum dansez balet. Grozav, mulțumim. Rotire inelară întoarsă.
mă răzbun eu!